Bună ziua! Bine ați venit la programul nostru. Tema de astăzi face cunoscută mărturisirea unui redactor șef al ziarului New York Times în anul 1880. Numele său este John Swinton. El a spus: Până în ziua de astăzi nu există ceva de genul unei prese independente în istoria lumii. Acest lucru îl știm cu toții. Nimeni dintre noi nu îndrăznește să-și exprime părerea sinceră în scris, iar dacă totuși o face, știe dinainte că nu va apărea tipărită. Eu în fiecare săptămână sunt plătit pentru ca nu cumva să-mi exprim părerea sinceră în ziarul la care sunt angajat. Alții dintre voi sunt de asemenea plătiți pentru lucruri asemănătoare, și oricine ar fi atât de prost să-și exprime părerea sinceră în scris, ar ateriza pe stradă și ar trebui să-și găsească alt loc de muncă. Dacă mi-aș exprima părerea sinceră într-una din edițiile ziarului meu, aș fi șomer în timp de 24 de ore. Este meseria jurnalistilor ca pentru pâinea lor cea de toate zilele să distrugă adevărul, să mintă, să corupă, să defăimeze, să lingă picioarele lui Mamon, ale banului, și să-și vândă țara. Aceste lucruri le știm cu toții. Ce nebunie este să te aștepți la o presă independentă. Noi suntem instrumentele și sclavii oamenilor bogați în spatele culisei. Suntem marionetele. Ei trag de sfoară și noi dansăm talentele noastre, capacitățile noastre și viața noastră întreagă sunt proprietatea altor oameni. Noi suntem prostituați intelectuali. Acestea au fost cuvintele unui redactor șef al unui ziar renumit din lume în anul 1880. Cu toate acestea, sunt actuale cuvintele lui și astăzi și am putea să ne gândim asupra acestor lucruri. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm data viitoare!